Bună seara! Mulțumesc părintelui proprietar pentru invitație. Vă spun sincer că m-a surprins puțin pentru că tema este foarte delicată. Eu abordez cu multe teme întotdeauna, multe reține. Unul are răspund la probleme, altii tulburi. E foarte greu să-i mulțumesc pe toți. Nici nu o să mă plec asupra ei așa cum ar fi trebuit, mai cu seamă că în perspectiva aceasta a efectelor neuropsihologice ale pornografiei, să spunem, căci până la urmă nu mai vorbim de imagini de sănătate, că vorbim pur și simplu de pornografie. M-am gândit să începem pentru că părintele gândea, sau împreună am gândit această temă desfășurată pe parcursul mai multor răspunduri, să încep mai mult cu fiziologia, cum s-ar spune, cu logica aceasta a rațiunea sau logica războiului de sănătate. În primul rând, cred că ar trebui să spunem câteva cuvinte despre ideea de război în epoca modernă, în care oamenii sunt mai puțin ca niciodată conștienți de faptul că de iminența unui război, de prezența unui război. Și cred că niciodată în istoria lumii până astăzi, războiul nu a fost mai prezent la vedere noastră, în viața noastră. Vedeți, trecem peste limbaj, însă limbajul întotdeauna descoperă sensurile mai adânci ale demersurilor, fie că sunt culturale, fie că sunt științifice. De pildă, în publicitate se folosește foarte des, se folosesc cuvintele de campanie, strategie, obiective, ținte, public țintă, care sunt, să spunem, un limbaj specific frontului. Este un front și dacă pentru cei care analizează un puțin mai atent ce se întâmplă în societate la momentul de față, în Familia Ortodoxă chiar a fost publicată la un moment dat, acum câteva luni de zile, două articole privind demoralizarea României sau unui popor. Un fost spion rus ajunge în spațiul occidental, dezvăluie faptul că numai câteva procente din sumele cheltuite de serviciile secrete sunt direcționate spionajului în sine a unor persoane. Mai mare parte a cheltuielor se fac pentru distrugerea, demoralizarea, distrugerea morale unui popor. Un popor care a distrus morala este ușor de condus, ușor de controlat. Individul care are morala, care este demoralizat, are în limba română sună cu ideea de demoralizare, face acasă bună, dar nu este exact cam același lucru. Un individ care are o stimă de sine redusă este foarte ușor de manipulat. Și cred că acesta ar fi unul din motivele pentru care astăzi lumea merge prin război. Acesta este unul din motivele pentru care pornografia la ora aceasta este legalizată sau este legală în cele mai multe țări occidentale, dacă nu toate țările occidentale. În condițiile în care pornografia s-a dovedit din studii și am arătat în cartea respectivă, în pornografia Maladia secolului 21, că distruge familia într-un timp foarte scurt sau cred că este una din, unul din mecanismele care distrug astăzi familia. Gândiți-vă că în Statele Unite, dintr-un raport al Asociației Avocaților Maritani, 60% din divorțuri se datorau consumului de pornografie, asta acum vreo 10 ani de zile, deci 12 ani. Pornografia este cu adevărat maladia secolului 21 și tot mai puțin, mai cu seamă, tine reușesc să scape. Vă spune câteva cuvinte de ce lucrul acesta. Ea se întinde ca focul, ca și incendiază mințile în general ale bărbaților, dar și ale femeilor. Astfel că în state, tot acolo 12 ani, când eram și mai atent la studiile astea, nici nu stau să studiez tot timpul, mai devin din când în când tot de documentare, era vorba de 70% din bărbați și 30% din femei consumau pornografie. Se pare că acesta este raportul, procentul. Dintr-o cercetare statistică făcută în România, de un grup, să zicem, de care am făcut parte, a rezultat că cam asta e procentul și între tinerii de liceu. Adică, proporțional, fetele sunt mai puțin mai jos de jumătate, dar vin și ele din urmă.
Deci pornografia creează dependență, conduce la promiscuitate sexuală, conduce la perversiuni sexuale, de fapt ea va generaliza perversiunile sexuale și ea încet încet va generaliza practica relațiilor cu persoane de același gen, același sex, crește infracționalitatea juvenilă, rata de viol, rata de omor, depresia, rata sinuciderii. Toate acestea sunt ținute de studii, nu sunt punctele noastre de vedere personale, anecdotice, cum se spune. Și pur și simplu, asta este realitatea. Și în aceste condiții, deși este cea mai bună școală a infracțiunii sau școală a descompunerii morale, este legal în societate și riscul ca un copil sau un adolescent, un adult să ia contact cu mesaje pornografice pe internet este foarte, foarte mare. Foarte, foarte mare. E un mediu atât de greu de controlat la nivelul subconștientului vorbesc. Pentru că noi de multe ori se dă o luptă între conștient și subconștient. Și atunci când mesajul ajunge și atacă pe nivel subliminal, este foarte greu. Subliminal nu mă refer la cele fragmente, fracțiuni de secundă în care un mesaj. Și subliminal înseamnă sensul că nu mai ajunge la nivelul conștiinței. Nu mai ajunge să mă fac pe mine conștient de ce se întâmplă cu adevărat. Mai toată pornografia are un caracter subliminal. Dar nu să încerc să dovedesc despre lucrul acesta. Ce este faptul că despre mesajul erotic nu se știe de acum că are o putere foarte mare. Și din vremurile cele mai demult. M-am gândit să fac o abordare în paralel. În paralel, privind știința, în ghilimele, magiei din Evul Mediu și Renaștere, care nu făcea decât să actualizeze pe cea a Antichității, învățătura a Sfinților Părinți din Filocalie și tehnicile moderne de manipulare. De genul, pornografia să știe că este, din cele mai vechi timpuri, este principalul mijloc prin care mintea omului poate fi cucerită și stăpânită. De aceea spune Ioan Petru Culian în Eros și Magie în Renaștere că tratatele de vrăjitorie ajunseseră în Renaștere un gen aproape pornografic. Iar Giordano Bruno, cel care a fost omorât tocmai pentru că se ocupa cu magia și nu pentru altceva, nu pentru că a fost un om de știință, și a fost un magician care nici măcar n-a vrut să renunțe la secretele lui, să-i le predea papei, și atunci s-au răzbunat cei din... și l-au ars. Iar Giordano Bruno a făcut o tentativă, arată Culianu, el a studiat fiind de 12 ani documentele de la Vatican privind magia. A fost foarte preocupat de fenomenul magic. Și probabil că asta de la aici se face și moartea, că și prin 92 a fost împușcat în WC-ul Universității, în cap, care era clar o, să zic, o crimă cu trimitere. Ocultă. Deci, Giordano Bruno a făcut o tentativă remarcabilă, spune el, de a desprinde o tehnică de control emoțional global, care este explicit întemeiată pe atracția sexuală. Vă dați seama că de la 1484 până astăzi, cât s-au dezvoltat aceste tehnici. În principal, astăzi, în ultima 100 de ani, psihosociologia, psihologia, sociologia aplicată, toate studiile de marketing, au mers atât de profund în urmărirea, în descoperirea, în desfășurarea legilor psihicului uman, încât pot să genereze sau pot să controleze foarte, foarte fin, la un potențiometru foarte fin, stările noastre interioare. Și, după cum spune Părintele Sofronie Saharov, de câte ori om a descoperit ceva în istorie, primul lucru pe care l-a făcut a fost să pună acea descoperire spre a-i stăpâni pe ceilalți oameni. De aceea, de câte ori văd că se mai descoperă ceva în domeniul științific, în științele acestea de graniță, mă înspăimânt și mă gândesc cum o să mai folosească împotriva noastră. Nu există nicio descoperire la ora aceasta slujbii folosite. Gândiți-vă așa, că s-a descoperit dinamita, în primul rând, s-a făcut cu ea, s-a făcut bombe și, pe urmă, s-au folosit în construcții. Energia atomică, la fel. Orice tehnologie este folosită în primul pas în domeniul militar.
De fapt, întreaga ce se petrece în societate la ora aceasta cu noi și eu în seara aceasta mă gândesc ca și prim rezultat să avem măcar o conștientizare a faptului că există un război, a faptului că cam cum funcționează acest război, dar nu știu dacă vom putea ajunge până la modalități în care ne putem apăra și vindeca. De fapt, întreaga Evanghelie și întreaga filocalie despre acest lucru discută. Însă, după cum spuneam profesor la Universitatea din Salonic, problema noastră este să nu mai trebuie că e adevărat de scrie în Evanghelie și în scriere Sfinților Părinți. Și astfel că, iată, trebuie să facem, să abordăm lucrurile acestea și prin intermediul științelor seculare. Deci, procesul magic are la bază ideea de fantasmă. Fantasma nu este o imagine simplă, este o imagine îmbrăcată de dorință, care pătrunde mintea subiectului și animă dorința, într-o asemenea măsură încât condiționează un comportament, ca cel care se dori de actul magic. Magicienii din renaștere știau că sunt patru etape ale actului magic. Aplicarea legăturii magice, crearea legăturii propriu-zise, atracția și plăcuta folosirea obiectului. Regăsesc la Facultatea de Teologie, vreau să vă spun că aceleași etape le găsesc și la Sfinții Părinți. Momeala sau atacul, însoțirea, consimțirea și acțiunea. Însă, paradoxal, aceleași etape le-am găsit și în strategiile publicitare, care este strategia IDA de bază, una dintre ele, toată acea structură. Atenție, estărnirea atenției, atragerea atenției, creșterea interesului, dezvoltarea dorinței și acțiunea ultimului. Deci, practic, nu există o altă structură, fie că o privești din punct de vedere al magicianului care vrea să vede mintea individului și să-l conducă în direcția pe care el o urmărește, fie că e vorba de publicitarul care vrea să-și vândă un produs sau un comportament, sau care vrea să creeze niște asociații magice prin care să determine un comportament de consum, deci nu consumul unui obiect, un comportament de consum, adică să mă facă pe mine dependent de simțământul, de sentimentul că am nevoie să consum pentru a fi fericit. Până la Sfinții Părinți care arătau cum lucrează vrăjmașul în mintea omului, aceeași structură este. Prima problemă este că noi trebuie să fim atenți, după cum zic și Sfinții Părinți și cu toții, la momeală, la cea care intră. Însă este foarte greu pentru tânărul adolescent să conștientizeze lucrurile acestea, mai cu seamă că n-a trecut puțin și nu a fost puțin încercat în viață. Și nu-i bine să creadă ce spun părinții sau profesorii sau chiar dacă ar fi la Facultatea de Teologie. Pentru că imaginea acestea au o forță anume. Despre care vorbeau magicienii renaștere. Știau clar că dacă pui o imagine încărcată cu o pasiune puternică, ea va stârni, va produce o anumită mișcare în spiritul individului. Iată ce spune Culian, citându-i pe magicieni. Magicianul renașentist spune așa, că imaginea nu trebuie să fie inerte, ci colorată de pasiune, inspirând deja prin chiar existența lor simpatia sau antipatia, iubirea sau ură. Acesta pentru a se fixa cu putere în mintea noastră. Toate, majoritatea narațiunilor televizoare sau telenovelelor funcționează pe această bază. Acolo unde este vorba de eros, eros înseamnă pasiune, legătură, forță de atracție, spun magicienii, este vorba de dorință. Acolo unde este vorba de dorință, este vorba de potolirea ei. Dorința nu este decât urmărirea unui fantasme ce aparține lumii interioare. Preliminar de dorințe constă în instalarea fantasmei înăuntru subiectului. Această fantasmă va avea facultatea de a trezi voința psihică și o propulsa în direcția obținerii plăcerii. Deci asta făceau magicienii renașterii. Omul știți foarte bine, este alcătuit din trup, suflet și duh. Absolut orice se petrece în trup are o proiecție în suflet și în duh, sau orice se petrece în spațiul duhovnicesc are o proiecție în spațiul sufletesc. Atât de unite sunt, cel puțin din înțelegerea mea, încât absolut orice se întâmplă în mintea noastră se va prinde în structura noastră neuronală și va defini acolo niște rețele, shortcut-uri care ne duc într-o direcție sau alta. Din nefericire, aceste imagini erotice, nu e vorba numai despre imaginea erotică, desfrânată, să zicem așa, ci, până la urmă, tot ceea ce strânește dorința
Știți foarte bine că suntem la Facultate de Teologie, că sunt sufletul are trei facultăți. Dorința, epitimia, mânia, inținea, selecția și rațiunea. Și când rațiunea le conduce pe celelalte două, adică dorința și mânia și inținea, omul se numește rațional, spune Sfântul cel Mare. Mânia și dorința stăpânesc rațiunea, ceea ce încearcă să facă magia și actualmente publicitatea sau tot ce vedeți doresc o cultură de consum, atunci omul se numește dobitocesc. Din păcate, la ora aceasta, nu știu în ce măsură conștientizăm faptul că ne aflăm într-un spațiu dominat eminent de fantasme. Aproape tot ce produce cultura de consum are caracter fantasmatic. Adică urmărește legarea minții noastre prin mecanisme asociative de anumite dorințe. E un împăienjenici care se creează. Ar trebui să vă vorbesc puțin, pentru că problema este destul de complexă ca să înțelegeți cum funcționează la nivelul psihicului. Omul care are capacitatea de a face asociații. Și pe baza acestor asociații, el începe să gândească. Întreaga noastră gândire are un fundament narrativ. În sensul că toate poveștile care le-am auzit vreodată sau pe care le-am empatizat de-a lungul vieții, se sălășuiesc undeva înăuntru nostru, creează o structură foarte coerentă, mai mult sau puțin coerentă, dar în general din zine coerentă, care ne impune un anumit mod de a gândi. Realitatea nu este cea pe care o vedem, spun sociologii, ci este cea din mintea noastră. Realitatea este un construct social. Eu tot dau exemplu pe Orwell. La un moment dat, Schmitt îl întreabă, cel care l-a torturat pe O'Brien, pe torționat, reprezentantul lui Big Brother, îl întreabă și până la urmă, voi ce vreți? Răspunsul este puterea. Însă spune, nu o să puteți să stăpâniți. Ba da. Face, nu o să puteți să stăpâniți, pentru că spune el, noi construim istoria, ci nu puteți. Istoria ține de realitate. Și nu. Istoria este în mintea ta. Realitatea este în mintea ta. Și lucrul acesta au încercat în ultimii 70-80 de ani să-l facă. Să genereze o realitate a mintei, o nouă realitate în mintea oamenilor. La seara mi-a venit cineva un mesaj preluat din studiile de sociologie, care spune lucrul următor. Dacă un număr suficient de oameni consideră că aceea este realitatea, ceilalți vor adera la acea realitate. Este vorba doar de atingerea unei mase critice. Este foarte greu astăzi pentru cei care se află în minoritate să supraviețuiască, să reziste. Pentru că majoritatea, în general, își impune legea, și impune modul de a gândi. Deci, încă o dată, nu contează care este realitatea. Realitatea este mintea oamenilor. Dacă astăzi au ajuns oamenii să practice perversiuni în familie, este pentru că ei consideră că lucrul acela este normal. Dacă oamenii au să considere cele împotriva firii pe care a deschis ultima carte, Firești, este pentru că așa s-a născut o realitate în mintea lor din ce? Din narațiunile pe care ei le-au acumulat în ultimii 25 de ani. Chiar la un moment dat spunea și citez în carte că mai mult decât orice, propaganda aceasta a homosexualității a fost ajutată de producția de filme Mașina Bisericului Diana. Deci ei au creat noua realitate în mintea oamenilor. Bătrânei de 60 de ani au început să gândească ca și cei tineri. Nu mai este nicio diferență. Pentru că toți sunt, să spunem, care se hrănesc imaginația cu aceleași narațiuni. Omul nici nu-i dă seama cât de legate sunt de aceste narațiuni. Narațiunile nu sunt, eu spun narațiuni, le-am putea numi și fantasme. Fantasma are o structură mai mică. Să zic că fantasma este ca un fel de molecule sau atom, al unei construcții lăuntrice. Orice narațiune poate să fie construită din mai multe fantasme. Fantasma este unitatea de bază. Credeți-mă, nu vorbim de metafore. Sunt lucruri foarte reale. Ea creează o legătură în minte și legătura aceea se bazează pe dorință și plăcere. Stăpânește o plăcere și promite o plăcere. Și dacă creierul uman o registrează ca atare, că promit o plăcere, el va face un shortcut către direcția respectivă. Și dacă îl pui într-o stare ușoară de stres, creierul tinde automat către acea direcție. Deci cei care controlează, care pot să controleze asocierea aceasta sau crearea aceasta a lumii lăuntrice, pot cu siguranță să controleze conștiința individului pe termen lung. Fantasmele sunt ca niște viruși. De altfel, virusurile mediatice, teza virusurilor mediatice a fost lansată mai de mult. Se știe, de exemplu, la ora aceasta, că
oamenii, în general, sunt conduși prin meme. Memele sunt niște virusi culturali care se răspândesc într-un, să zicem, într-un popor și nu se reușesc să cristalizeze anumite mentalități. Numai mentalități, stereotipii, verbale, fizionomice. Deci, ele reușesc să controleze o societate prin meme. Urmele descoperirile au făcut niște evoluționiști. Ei bine, memele acestea vine de la mimo, de la a imita. Deci ele țin din impun un caracter imitativ. Nici nu vă dați seama cât de mult este expus omului influențelor imitative, tendința lui de a modela, de a imita pe unii sau pe alții. Ei bine, când spunem virus, nu ne gândim la, iarăși nu metaforizăm, ci se vorba de niște virus. Și pentru aceasta, chiar mă gândesc că este bine să începem de la acest punct. De la ideea de virus și de la viroză. Virusul, știți, nu este o... Unii cercetători spun că nici măcar nu este o ființă. Virusul este un text, un ADN, niște fracțiuni adenice de ADN, care sunt prinse într-o capsidă proteică. Ele nu au sistem propriu de evoluție, de creștere, nu au sistem energetic. Ele, practic, în afara organismului pe care, celulele pe care o parazitează, nu pot exista, nu pot trăi. Care este însă mecanismul lor? Atrag, mimează cumva, mimează în primul rând. Deci acesta este principiul lor. Mimează că folosesc celule și atunci celula le dă drumul înăuntru. Adică membrana îi lasă să treacă. Și celula, în momentul în care au pătruns în celulă, se dezbracă de capsida lor și celula se prostește cu totul. Adică vede virusul și are impresia că este chiar propriul său ADN și, sau că este mai important decât propriul ADN și începe să-l multiplice. Și începe să construiască virus. Deci virusul, până la urmă, este un text. Eminent, este un text care are capacitatea de a înșela celula. Mai este o posibilitate, pentru care acum se crede că multe din cancerele s-au datorat acestor virus. Ei se pot adiționa propriul nostru ADN în celulă. Adică se lipește de ADN și atunci celula, în loc să multiplice propriul său ADN, multiplică un ADN în care intră componența care intră virusul. Și aceea devine o celulă, poate devine o celulă canceroasă. Există și teoria aceasta. Ideea este că ceea ce se întâmplă în celulă, se întâmplă și în lumea noastră. Celula vede virusul dezbrăcat de haina lui, îi citește textele și o ia asta. Începe să multiplice, produce sute mii până când se sparge și moare. Ne întrebăm ce găsește celula la virusul ăla de ajunge așa de amăgită. Gândiți-vă ce ar zice celula dacă ar vedea pe oameni, bărbați sau femei, uitându-se la niște chipuri dezvolite și rămânând acolo ceasul întregi, producând unii stări care nu sunt vrednice de a fi numite umane. Nu sunt lucruri care se țin de raționalitate. Ideea este că și textul ADN-ului virusului, ca și cel al fantasmei, are ceva adevărat în el. Are ceva adevărat, dar și are ceva mincinos, înșelător. Spune, dă senzația că e folositor, dar în același timp creează o legătură de falsifică. Are o minciună îndăuntru. Pentru că el înșală celula și o dezvață de a-și mai urmări propriile sale interese. E bine, fantasma este un astfel de text. Eu am vrut să fac și un studiu pe modul în care se construiesc reclamele publicitare pe baza acestor principii, acestor texte. Pentru că au o centralitate, au o anumită forță simbolică. E bine, majoritatea textelor din rețetele acestea publicitare urmăresc plegarea minții, într-o formă sau alta. Iar zile trecute am văzut o reclamă care m-a uimit, m-a șocat unde au putut să ajungă, nu mai amintesc sau unde de față. Este o femeie undeva colorată, îmbrăcată colorat și spune undeva, e vorba de ceva, imprimă, poți să imprimi sau dă-ți drumul imaginației. Aceasta este o reclamă pornografică. Și lumea nu înțelege. De fapt, este vorba de a modela cu imaginația ta, de a face orice pe trupul unei femei. Deci o spune numai că este altfel inscripționată. O să o vedeți, sunt o femeie îmbrăcată cu o haină colorată în divers, are ceva așa pe trup și scrie, e un mesaj. Nu l-am exact. Dar acesta este mesajul. A apărut în urmă cu 15 ani în Grecia,
Era tot așa o fată dezbrăcată și pe spatele ei picta un bărbat și spunea: dă-ți drumul imaginației. A fantasma înseamnă să construiești pe baza trupului ei, să construiești, să modelezi trupul. Deci nu mai ești o relație cu persoana. Asta este o prima problemă a acestor mesaje. Ele depersonalizează imediat subiectul. În sensul că te leagă imediat de o dorință de a poseda. Și orice posesie, posedă. Deci, în principiu, cam așa lucrează fantasma. Intră și spun minții că este o chestie folositoare. Intră și o vrăjesc, o seduc. Și creează o legătură. Legătura aceasta ne spune că este o legătură noetică, în sensul că se bazează pe niște asociații în care mintea este condusă către patima respectivă, către obiectul respectiv, dar și o legătură neuropsihologică. De asta sunt două lucruri despre Sfântul Maxim Mărturisitorul, în volumul 2, mi se pare, în capetul despre dragoste. Spune așa, omul trăiește cu trupul în lumea obiectelor exterioare și cu mintea în lumea reprezentărilor, referitor la realitate. Cei care modifică reprezentările, modifică realitatea. Cei care modulează reprezentările, modulează realitatea. Deci noi nu trăim într-o lume formată din obiecte fizice, ci într-o lume formată din reprezentări. Mintea noastră acolo locuiește. Și spune așa pe Sfântul Maxim Mărturisitorul. Că înțelesurile, în general, orice lucru, orice rațiune, are înțeles simplu. Și înțelesul simplu al aurului este faptul că poți să pui pe icoane sau poți să modelezi, să faci și obiecte folositoare. Înțelesul femeii este acela că poate să nască copii și să fie mamă, să iubească, să îngrijească. Înțelesul oricărui lucru care poate să dea o legătură și o patimă, e un înțeles simplu. Problema nu este înțelesul simplu, problema este înțelesul pătimaș. În sensul că mintea poate să primească, să lege cumva acel lucru de un înțeles pătimaș. Când vezi o bucată de aur, un om care este împătimit de argint, sigur că imediat face asociații. Când vede o femeie, un om împătimit, imediat face asociații. Problema care este astăzi, față de trecut? Noi vedem direct fantasma. Noi vedem direct înțelesul pătimaș. În pornografie nu vezi o femeie născând, nu vezi o femeie crescând copii, ci vezi o femeie făcând acele lucruri care generează imediat, leagă imediat mintea. Forța acestor reprezentări depășește, v-am spus, pragul conștiinței. În general, un semnal care pătrunde de prin ochi ajunge mai întâi în spațiul, în zona amigdaliană, în zona unde se prelucrează emoțiile a fugi sau a lupta. Pentru că dacă se întâmplă ceva, ne pune ceva în pericol, viața nu mai se gândi ce face ușor. Și o luăm, fugim, spargem geamul. Dacă acum începem cu tremur aici, nu mai funcționează nouă corpul. Ei bine, un fascicul se duce către focale, către zona amigdaliană și altul se duce către neocortex. În cazul care este? Întâi ajunge în amigdaliană și în semnalul de excitație, adică este o chestie plăcută. Produce o excitație rapidă, care ce face? Generează dopamină. De o senzație de satisfacție. Dopamina este cea care motivează atenția. Când ai nivele mari de dopamină, te interesează foarte multe lucruri și rămâi ca hipnotizat asupra lui. Nu-ți mai poți lua ochii de la el. Ei bine, problema cu mesajul pornografic și, să zic, a mizeriei pe care o presupune pornografia în societatea noastră, este aceea că ea acționează asupra zonei amigdaliene înainte să ajungă la neocortex. Vă spune și, când ajunge la neocortex, spune, e imoral. Deci eu închid ecranul sau fac altceva. Da, dar ea deja a ajuns acolo. A ajuns acolo și a creat o legătură. Ți-a spus, minții tale inconștiente, i-a spus, da, este un lucru bun, e un lucru plăcut. Azi așa, mâine așa, până când la un moment dat, aceste mici fantasme care au pătruns, încep să se relaționeze, să creeze un context favorabil, de ce nu mai mult, schimbării rațiunii. Și toți părinții vorbesc despre lucrul acesta. Că în momentul în care fantasma este hrănită, prin însoțire, întâi este momeală, ea pătrunde în minte, pătrunde o fantasmă în minte și mintea începe să o urmărească. Începe să o urmărească cu interes, ea duce însoțire. Tu încă n-ai consimțit, dar te uiți la ea cu mult interes. Însă încet, încet ea strânește dorința și când a ajuns dorința peste un anumit prag, ceea ce spun și magicienii, apare consimțirea. Adică mintea spune, vreau și eu. Și când spune vreau și eu, începe să-și construiască propriile argumente. Asta e toată problema.
Că mintea, mai mult sau mai puțin conștientă, își creează propriile argumente. Se termină. În momentul în care și-a creat propriile argumente, rațiunea este înșelată și atunci poate fi stăpânită foarte ușor. Cam asta este, să zic, în linii foarte simple, ce se întâmplă în mintea omului. Însă problema este că aceste fantasme nu rămân pur și simplu în minte nemișcate undeva acolo, ci ele lucrează. Orice fantasmă devine într-un fel autonom față de minte. Asta spun magicienii, asta spun Sfinții Părinți, asta știu și publicitarii astăzi. Și începe să-și construiască, să colonizeze mintea. Pas cu pas colonizează mintea. Și totuși, cum poate un simplu text, că e un text, orice este un text, să zic că e un text vizual, să stăpânească în asemenea măsură mintea, încât să creeze dependențele acelea fantastice, pentru că veți vedea în cartea Pornografia Maladia Secolului XX, dependențe cum n-a existat până acum de când e lume. Pornografia generează dependență mai repede decât cocaina. În 2-3 săptămâni poate genera dependență. Ea acționează asupra celorlalți zone din creier ca și cocaina. S-au făcut experimente și studii pe care le-am citat. Nu este absolut niciun fel de secret. Deci fie consum cocaină, fie consum pornografie, impunerea la creierului este același lucru. Diferența este foarte mare. Pentru că cocaina îți creează doar niște rețele neuronale ale plăcerii și te atrage să te atrage față de pradă, te atrage la praful respectiv să-l consumi. Pe când pornografia creează niște structuri foarte complexe și te conduc la comportamente teribile de... Gândiți-vă că un consumator de droguri, în genere, fură, moare ca să consume droguri. Pe când un consumator de pornografie, încet, încet, el nu mai are nicio treabă, se dezumanizează. Pornografia este cel mai ușor mijloc de a dezumaniza populația lor. Am prezentat în cartea Pornografia Maladia Secolului XXI, sunt o mulțime de mecanisme. Mai întâi, omul, bărbatul, se străinează emoțional și femeia începe să simtă tot mai mult lucrul acesta, scade capacitatea de empatie, începe să depersonalizeze relația lui cu soția și cu oamenii și încet, încet observă psihiatru clinic în America care lucrează cu dependenți de sex, începe să nască un alt ego întunecat al ființei lui. O ființă întunecată, altul decât el, care începe să-i dicteze tot mai mult, așa cum psihiatru. Până când individul nu mai se poate opune impulsului de a face ceea ce dictează pornografia. Fie în planul vieții conjugale, fie în relația cu, să zicem, prostituatele, fie în toată viața lui. Vorbeam despre colonizarea minții de fantasme. În general, știți, mintea, când spun asociații, asociază o plăcere de un context. Sau o durere de un context. Și când treci prin acel context, resimți durerea. De exemplu, cei care au fost îndrăgostiți și au trăit acea dragoste în anumite contexte, în acele contexte, li se va evoca în momentul lor bucuria din trecut. Și la fel, durerea. Cei care au trecut prin torturile de la Pitești sau din închisori, orice apropiere, chiar și numai o evocare, producea o mare durere. Deci așa este mintea noastră făcută, să producă asocieri. Asocierile sunt, în general, dacă sunt foarte puternice, pot să fie, mai cu seamă în domeniul ăsta, pot să fie traumatice. În sensul că creează o ruptură înăuntru minții omului. E bine, tot ce este pornografie, și cred că acesta este un aspect esențial, tot ce este pornografie generează asociații perverse. Și am arătat în carte cum în anumite filme pornografice, în mod special, leagă contexte reale de viață, de experiențe pornografice, special pentru a atrage mintea în direcția respectivă. Și astfel că omul, după ce a văzut un film o dată, de două, de trei ori, ajungând în contextul respectiv, imediat se duce în acea direcție.
Am auzit de la Duhovnici de-a lungul timpului de oameni care nu se puteau stăpâni văzând o femeie, să iau cursul asupra ei, dacă se așeza, dacă se apleca, de exemplu. Și povesteau Duhovnici că în momentul respectiv își pierde se tunecă mintea și nu mai știu cum se pot controla. În sensul că asociațiile astea pot să tunce în asemenea grad mintea încât ele dictează comportamentul în mod automat. Din nefericire, toți cei care consumă pornografie au de șansa aceasta de a avea legături care spurcă relația lor, cel puțin a bărbaților cu femeile și a femeilor cu bărbații. În sensul că nu pot să mai privească ușor persoana cealaltă cu o minte curată. O trec prin filtrul pornografic. Și asta depersonalizează. Chiar o profesoară de la Universitate Americană a demonstrat că atunci când bărbații văd o femeie dezbrăcată, o percep ca un obiect. Pentru că sunt zone diferite în creier, deci cele în care noi percepem o persoană și cele în care ne percepem un obiect. Deci dacă ai de face cu un obiect, creierul tău funcționează cu totul altfel decât atunci când ai de face cu persoană. E bine, în momentul în care erau puși în fața unei femei dezbrăcate, și nu erau nici măcar complet dezbrăcate, erau în bikini, erau cum se îmbrăcate din punctul de vedere al felului de astăzi, o percepea ca un obiect. Vezi, spune și. Problema este că dacă azi, mâine, poimâine și o perioadă lungă de timp o percepe ca un obiect, creierul, în momentul în care va vedea o femeie, nu se mai percepe ca o persoană. Acest lucru este îngrozește pe cercetător. Și se aduce la o depreciere a relațiilor interumane, în sensul că oamenii nu se mai pot raporta unul la celălalt ca oameni. Vă spune, eu am consumat pornografie și n-am ajuns până acolo. Problema este că pornografia produce mutații treptate în mintea omului și nici nu ne mai dăm seama la un moment dat că noi nu mai ne raportăm la celălalt ca la o persoană. E mare lucru să te raportezi ca la o persoană la celălalt și vă spun, în viața mea, omul care m-a impresionat cel mai mult ca raportare personală la celălalt a fost părintele Dumitru Stăniloae și soția lui Maria. Deci avea atâta delicatețe în raportare că te ridica pe tine, îți creștea ție respectul față de tine, îți creștea ție, cum să spun, simțeai întreaga noblețe a condiției umane într-o relație pe care o aveai cu părintele. Sigur că suntem departe de... Dar v-am dat acest exemplu sau această limită, sigur este limita Sfinților, pentru a înțelege că totuși avem mult de urcat în raporturile noastre interpersonale. Eu cred, după când vorbim mult pe tema familiei, vorbind mult despre problema aceasta a relațiilor în familie, cred că cea mai importantă sau cel mai important lucru este astăzi deprecierea relațiilor dintre soți, în sensul că nu mai au un raport delicat în interacțiunea între ei, relațiile lor. Și să nu credeți, pornografia este un aspect sectorul limită, însă majoritatea oamenilor, din cauza că trăim într-o societate în care mesajul acesta erotic este extrem de bine diseminat în toate mesajele sociale, culturii. Cultura divertismentului și cultura spectacolului este eminamente 70-80% de erotism. Nu spun eu, spun ce spun eu. Deci dacă intrați pe televiziuni, programele sunt imbibate cu erotism. Erotism și violență. E lucrurile acestea nu fac decât să altereze relația interpersonală, pentru că nu mai tratez pe omul celălalt pe celălalt ca pe o persoană. În fine, revin. Unu, nu ne putem păzi de fantasmele erotice atâta timp cât ne expunem lor. Războiul nu poate fi dus de om. Din punct de vedere neuropsihologic este aproape imposibil. Pentru că ea reușește să se imprime în mintea noastră înainte ca conștientul sau ca neocortexul să ia parte și să proceseze informații. Și cu cât aceste imprimeuri sunt mai multe, cu atât mintea va fi determinată să aleagă calea aceasta. Un studiu spunea că cei care au meserii, au profesiuni cu factor mare de stres, sunt cei mai expuși consumului de pornografie. Știți de ce? Pentru că atunci mintea caută în mod automat relaxare, caută o ieșire. Și dacă a dat o dată de două ori, de trei ori peste această stare de relaxare pe care o produce dopamina, endorfinele, starea aceasta de excitație în care te simți că se petrece ceva cu tine, că
creierul se duce automat încolo. Creierul nu e conștient. Creierul e determinat. De aceea Sfinții Părinți, și am înțeles-o târziu cu acesta studiind neuropsihologia, Sfinții Părinți insistau asupra deprinderilor, să nu deprinzi lucrurile rele. În momentul în care te-ai deprins, s-a schimbat firea, spune Sfântul Mila Șetul, cu greu mai revine în albia ei. În momentul în care ai schimbat albia. Și așa este. Deci în momentul în care ai schimbat aceste imprimeuri și asociațiile, sunt bolnave, sunt patologice și s-ai construit viața legată de aceste narațiuni falsificate, foarte greu îți vine să te lepezi de ele. O singură metodă există. Și aceea este metoda despre care vorbește Sfântul Ioan Botezătorul și Mântuitorul când au venit și au ieșit la propovăduire. Metanoite. Schimbați-vă mintea. Sau pocăiți-vă. Nu mai folosesc cuvântul pocăiți-vă, că deja oamenii nu mai înțeleg ce e pocăiți-vă. Metanoite înseamnă să schimbi mintea. Adică să schimbe acele structuri asociate cu patimile. Să le lepezi, să le lepezi de ele. Și pentru asta, întreaga viața Bisericii luptă în direcția aceasta a schimbării minții. E bine, neuropsihologia patimii de strângări este teribil de complex. Voi spune doar câteva cuvinte. Pentru că încă 10-15 minute și las loc întrebărilor, că și cred că e mai important să vă răspund dacă există întrebări, decât să țin așa o lecție. Implementarea aceasta. Pentru că relația trupească este cel mai important eveniment din punct de vedere neuropsihologic și somatic din viața unui individ, este relația prin care omul procrează, se produc schimbări majore. În sensul că se schimbă activitatea aproape la tot majoritatea neurotransmițătorilor și hormonilor implicați, care sunt implicați în procesele acestea. Crește mult rata de dopamină, adrenalină, noradrenalină, prostaglandine 2, endorfine mai puțin la prima fază. Deci toate acestea cresc la nivele foarte mari. Se produce o termică excitație pe creier. Întregul organism parcă ia foc. Crește temperatura organismului. Mult. Cresc bătăile inimii, crește la circulație, toate procesele metabolice. Normal că acest lucru este însoțit de anxietate. În sensul că apare o stare de tensiune pe amigdală, o anxietate puternică. Care spune că trebuie să te eliberezi de această tensiune, că dacă nu nebunești, nu poți sta mult în ea. Urmează unirea trupească și se declanșează relaxarea, în care sunt implicați cu totul altfel hormoni. Pentru a fi aceștia să fie eliminați, sunt implicate endorfinele, sunt implicate GABA, deci hormoni care relaxează, alți neurotransmițători. Deci este, cum să spun, o întreagă chimie, un întreg laborator este pus în mișcare în urma unei astfel de excitații sau în urma unei astfel de relații, pentru că omul trebuie să procreeze. Problema este că acest lucru într-o societate tradițională avea un caracter extraordinar. Se petrecea din când în când și avea eminamente, în cele mai multe cazuri, scopul procreierii. Avea un ritm al lui propriu. Astăzi, oamenii au transformat într-un sport și pentru faptul că au pierdut, și cred că aici este problema principală, pentru că au pierdut afectivitatea sau sărăcit relațiile. Vedeți, copiii stau pe calculator, stau, părinții sunt plecați, n-au parte de afectivitate, n-au dezvoltat un atașament sănătos când erau mici, un atașament securizant, se simt singuri, se simt nedreptățiți. Și aceste stări de frustrare acumulate, la un moment dat vor să-i rupă undeva. Unde? În spațiul trăirii unor stări extraordinare. Iar asta este o stare extraordinară, care ușor de dependență. În spațiul în general al comportamentelor compulsive și al comportamentelor dependență. Deci principala cauză, mi se pare mie, din tot ce am citit, astăzi, a tuturor comportamentelor care dau dependență este lipsa de afectivitate sau lipsa de sens sau de împlinire în viața omului. Spunea un psihiatru modern citat de la Arșe, și cauza principală a bolii psihiatrice a omului modern este că boala psihiatrică are trei cauze principale. Faptul că nu iubești, că nu ești iubit și că nu te simți util. Omul are nevoie să se simtă iubit, să iubească și să se simtă util. Utilitatea este, de fapt, sensul pe care îl ai. Nu întâmplător, Frantul a venit cu logoterapia, cu terapia aceasta a sensului. Din păcate, în societatea în care trăim,
tinerii, oamenii ajung pradă acestor comportamente pentru că nu se realizează în planul interpersonal, în planul acesta al afectivității și al sensului. Pentru că credința este până la urmă cea care dă sens fundamental și reușește să susțină. Eu, până la urmă, sunt mulți oameni care au probleme de acesta de dat dependenței. Însă dacă ar activa cu putere credința și ar avea toată conștiința prezenței și sens scopului, că spune Sfântul Maxim, că să ne cunoaștem cauza și cauza este în Dumnezeu, atunci asta ar schimba lucrurile. Dar, din păcate, toate aceste patimi întunecă mintea, iar Petru Damaschin spune undeva în Teologia 5 și întunecă mintea și conștiința începe să mintă pom. Și stai cu oamenii de vorbă și îți argumentează toate prostiile. De ce? Pentru că conștiința e minte. Nici măcar conștiința nu mai spune adevărul. Spune Sfântul Petru Damaschin. Revin. E bine, în neuropsihologia aceasta a excitării și dezexcitării omului generează foarte ușor dependență. Pentru că el începe să facă niște asociații. Această stare este o stare extraordinară în viața lui pe care nu o trăiește des și ajunge să creadă că este un sens în sine. De câte ori apare excitația, deci de câte ori crește nivelul de dopamină, crește anxietatea, omul simte nevoia să descarce. Și imediat începe să consume și să se ducă până la capăt relația trupească, care poate să fie pur și simplu una de natură onanistă. Și asta este iarăși o mare problemă care macerează psihologic populația lumii astăzi. Onania este susținută de UNESCO, de Organizația Mondială a Sănătății, să fie practicată din primii 4-5 ani de viață. Așa spun ghidurile pentru educație la ora aceasta. Sunt pe internet, nu sunt ascunse nicăieri, nu sunt ocultat, nu sunt conspirații. Astea sunt ghidurile. În același timp, este aproape interzis să scrie cineva, rețineți, îmi asum această afirmație, să scrie sau să studieze sau să condamne comportamentul onanist. E interzis în lumea științifică, nu face nimeni. Sunt foarte puține studii și acelea nici măcar nu pronunță cuvântul direct, ci găsesc tot felul de exprimări eufemiste și fac în așa fel încât să iasă cât mai mult adevărul, dar fără să precizeze, pentru că nu e voie. Orice se poate face în lumea asta, orice se poate studia, de la comportamentul gândacilor până la mersul stelelor. Dar un comportament care este promovat eminamente la ora aceasta pe toate canalele societatea modernă și o să vedeți că presează să intre în educația, în educația occidentală, în tot ce înseamnă educația și sexuală, să implică un comportamentul ăsta și vor să introducă și în România. Se pleacă de la, dar acest comportament ce face? Te rupe de relația personală și începe încet să devii obsedat de propria ta satisfacție. Și se produc niște mutații teribile despre care nu vorbim astăzi. Însă, câteva lucruri așa mă putea să vă spun. Plăcerea aceasta de care omul devine dependent, până la urmă nu ajunge decât ca în cazul consumatorului de droguri, o mare durere. Pentru că produce o stare, orice comportament permisiv, scade stima de sine. Orice păcat în studii, în ce am citit eu, permisivitatea sexuală, cei care sunt mai permisivi sexual, o stima de sine mai redusă. Consumatorul de pornografie, o stima de sine redusă. Infractorii, o stima de sine redusă. Tot ce este comportamente de risc, scade stima de sine. Vezi înșelat. Stima de sine nu este orgoliu, ci este un fel de demnitate. Este o demnitate a propriilor tale acte. Eu aș numi eu sau aș putea numi eu, să spunem așa, la limită, demnitatea ta de Fiul lui Dumnezeu. Când ai conștiința de Fiul lui Dumnezeu în inima ta, prezentă, ai și îndrăzneală pentru Dumnezeu. Spun Sfinții Părinți, chiar știam de curând, că lucrul acesta lipsește omului pentru a se bucura de rugăciune. Îndrăzneala în rugăciune. Și îndrăzneala să dă această demnitate a ta. Cu cât se lucrează mai mult păcatul, cu cât scade stima de sine și scade îndrăzneala față de Dumnezeu. Faci rugăciunile, dar tu nici nu nădăjduiești care să fie ascultat. Și nici nu sunt ascultate. Sau poate o măsură foarte mică, Dumnezeu nu poate să te asculte, pentru că nici tu însuți nu te-ai ascultat. Vin la mine mulți și spun, dar de ce nu ne ascultă părinții? De ce nu ne ascultă copiii? De ce nu... Cum putem să lucrăm asupra autorității? Păi nici dumneavoastră nu vă respectați ca să vă respecte copiii. Ca să te respecte un copil, trebuie să te respecti pe tine însuți. Deci dacă vrei să ne respecte oamenii, trebuie să ne respecte pe noi înșine. Și respectul ăsta de noi nu înseamnă să ne dăm atenție. Adică părerea de sine că suntem cineva. Și să
încercăm să ne respectăm ca fii al lui Dumnezeu, adică prin lucrarea virtuților și prin fuga de lucrarea aceasta patimă. Deci, din păcate, este un tobogan. În momentul în care începe consumul acesta, sau în general, lucrurile acestea care sunt potrivite conștiinței, scade stima de sine. Și atunci începe individul să fie pradă unui mecanism vicios în care nu mai poate ieși. Nu mai are nădejde că poate ieși. Și când de multe ori spune duhovnicului, dacă nu îi spune cu toată nădejde, dacă poate să se elibereze, greu se poate elibera. Revin la această problemă a neuropsihologiei, să spun, acestei patii. S-au făcut studii și s-a văzut. S-a văzut și că, de exemplu, un bărbat abia după o săptămână de la o relație trupească este la fel ca înainte. În sensul că nivelul de testosteron abia după o săptămână revine la normal. Deci asta ar indica cât de des ar trebui să facă să aibă loc o relație trupească. Studiile ar putea să meargă mult mai departe, în sensul că s-a văzut că o relație trupească dezechilibrează nivelul de dopamină și cu riscul de a dezechilibra și prolactina pe perioada lungă de timp. Și aceasta generează o stare de depresie. De aceea apare în literatura de specialitate termenul de mafmureală în luna de miere. În sensul că având relații multe trupești, apare o stare de irascibilitate. Dar este datorată unor dezechilibri ale nivelului de dopamină și prolactin. Pentru că relațiile trupești nu au fost făcute pentru altceva decât pentru procreere. Și ele creează un dezechilibru în ființa omului. În cazul este că oamenii care intră pe acest parcurs ajung să trăiască permanent în starea aceasta de dezechilibru de-a lungul anilor. Și asta le dă depresie, pentru că orice, la urmă, orice comportament de tipul acesta compulsiv conduce la depresie. În sensul că orice creează excitație puternică are ca efect scăderea nivelului de dopamină după consumarea comportamentului. Nu e vorba numai de pornografie, e vorba și de alimentație. În momentul în care copiii consumă lucruri excitante, în timp devin demotivați. E vorba de tot ceea ce produce excitație, de spectacol, de film, de lucrurile care sunt extraordinare în viața noastră și care ne fac să fim demotivați când atunci când găsim lucruri simple. Oamenii astăzi nu au văzut să se bucură tot mai puțin de lucrurile simple. Nu se mai pot bucura. Și viața e foarte tristă. Îi auzi pe copii, majoritatea sunt plictisiți. Sunt plictisiți. Cuvântul cel mai des folosit azi de tine este e plictiseală, plictiseală mare. De unde vine asta? De la demotivare. Și demotivarea vine datorită faptului că au fost distruse aceste nivele ale dopaminei normale. Prin excitație foarte puternică. Dar pornografia produce încă o dată mai multă excitație decât cocaina, decât anumite droguri. Și producând excitație rapidă, mai cu seamă la bărbat, creierul bărbatului e mult mai sensibil la mesajul pornografic dictat pe mail, pentru că el este parte activă în relația trupească, atunci el nu se mai poate reveni. Prinde și în momentul în care creează un nivel mare de dopamină, în momentul în care a revenit la stare normală, nivelul scade, evoluție subnormal și omul simte nevoia să se reîntoarcă la comportamentul dinainte. Și apare demotivarea în prima fază, faza a doua depresia, în faza a treia deznădejde. Pentru că vede că depresia nu mai trece. Depresia nu mă închipuiți că e doar o stare așa, când mă simt eu tristuleț. Nu! Depresia este instalarea unei stări de tristețe la nivelul sufletului. În greacă este catatipsi. Nu e tripsi. Tripsi e tristețe. Catatipsi este o tristețe profundă. Adică instalarea unei stări de tristețe înăuntru, dinăuntru sufletului. Și vorbeam cu un doctor neurolog și psihiatru român din Germania și mi-a au găsit pe remene că se produc modificări la nivelul spației cerebrale, în sensul că se produc leziuni în hipocampus și în corpul suprefrontal. Se distruge creierul. Întrebarea mea a fost, evident, abord că luăm imediat, dacă aceste leziuni sunt reversibile. Și mi-a zis că sunt reversibile, dar durează. Deci dacă un om stă într-o stare de tristețe, că ți-a murit cineva, că s-a întâmplat ceva rău în viața ta, multă vreme se poate, la un moment dat, acea tristețe să-ți producă o leziune corticală. E bine, pornografia produce această leziune corticală. Drogurile produc această leziune corticală. Produc această stare de depresie. Și atunci individul este foarte greu să trăiască fără pornografie, pentru că el nu mai are niciun stimul în lumea aceasta care să-i ridice lui nivelul de dopamină, să-l facă să se simtă măcar pentru câteva secunde, în câteva minute, ok. Vorbiți cu consumatorii de droguri și să vă zic. Am stat mult în relație cu ei, adică am studiat și am vorbit și mi-au spus următor. La început este plăcerea, pe urmă e fuga de durere. Suferința este atât de mare că nu o înduri. Și cei mai mulți și ce vorbesc, că tot de-a făcut de arheologie,
Vorbesc eu un vierme care circulă prin minte. Viorel îmi povestea lucrul următor. La spital, la cei care aveau la dezintoxicări. Mă duc acasă, mă așez în pat și încep să circule viermele prin minte. Și mă duc și consum. Nu pot să rezist. Și mi-au spus psihiatrii de acolo, psihologii de acolo, că este un termen foarte des întâlnit în literatura specializată. Vorbesc de un vierme care începe să le circule prin minte și îi atrage către... Asta e simțământul de vierme, sentimentul. Hai să vă citesc puțin din Sfântul Grigorie Sinaitul, că tot am auzat vierme. Focul, spune el, întunericul, viermele și tatarul sunt împătimirea obștească de plăcerea trupească. Neștiința generală a întunericului, pentru că se produce o întunecare a minții. Gâdilarea aprinsă a patimii, tremurarea și vijeria puturoasă a păcatului. Acestea se lucrează încă de aici, în sufletele păcătoșilor, ca o arvună și pârca chinurilor și se arată acolo ca o deprindere. Mai are un text. Sufletele împătimite de plăceri sunt smârcuri de foc, în care putoarea patimilor, ducnind ca o mocirlă, trănește ca o convierme neadormită al curviei, desfârnarea trupului. Și ca pe niște șerpi, broaște și lipitori ale poftelor stricate, gândurile și dracii stricați și țâșnitori de o dramă. Starea aceasta a luat încă de aici arvuna chinurilor de acolo. Vorbiți cu un consumator un puternic consumator de pornografie, să vedeți că lucrurile acestea le trăiește. Orice consumă pornografie produce multă prostaglandin. Prostaglandin este un hormon ce induce inflamația și crește temperatura organelor interne. Deci, din punct de vedere fiziologic, consumul sau toate lucrurile acestea de semnale produc o căldură lăuntrică. Dar nu e căldura aceea, cum vorbește Sfântul Grigorie Sinaitul despre căldura, una acesta a patimilor și alta căldură cea duhovnicească. Sunt călduri diferite. Aceasta e ca o fierbințeală. E ca o ardere în care simți, cum spune, nu este încă o dată, când spune viermele și neadormite sentimentul, eu vă spun, nu mai am înregistrările cu viole. El ne spunea, aliteram, că un vierme circulă printre lor. Este o stare de lăuntrică, de tulburare, de ca și cum ai fi stăpânit de ceva. Și atunci, greu, omul rezistă, se întoarce înapoi la patima respectivă. Textele sunt fantastice. Eu am subliniat câteva, am spus câteva, dar nu știu dacă este timp. Atât magicienii, cât și Sfinții Părinți vorbesc despre un lucru, anume că în spatele fantasmelor acestora se află demonii. O spun foarte pe față. Acești demoni, spune, iată, Pulianu vorbind despre, acești demoni ascunși în spatele diferitelor fantasme, se mărginesc să depraveze sufletul prin fantezii și cogitațiuni. Toate acestea sunt ușor de explicat, deoarece demonii, având o esență pneumatică, pot asuma toate formele și culorile pe care le vor, arătându-se spiritului uman sub aparențe înșelătoare. Luând aceste forme, ne inspiră multe acțiuni și hotărâri și ne sugerează multe sfaturi. Suscită în noi memoria voluptăților trecute. Asta arată că fantasmele acestea, încă o dată, lucrează. Lucrează și ne duc. Ne întorc la voluntățile trecute. Ne stimulează frecvent în starea de veche ori vis, simulată de pasiuni. Cine a consumat pornografie, probabil că mă înțelege mai bine lucrul acesta, mă gândesc eu. Iertați-mă, că mai era un text. Jordanul Bruno merge mult mai departe și el arată următorul lucru, că într-adevăr, la început îmi spuneau că în spatele fantasmelor sunt niște simboluri, niște puteri cerești, spunea Ficino, în probleme în care Inchiziția era la putere în Italia și în spațiul occidental. Un ochi spiritual se deschide. Însă Jordanul Bruno spune cu prefață că, de fapt, aceste fantasme sunt demoni. Și el spune că totul este ca operatorul, adică magicianul să știe să lucreze cu ei. Și atenționează, Bruno. Să nu fii atent, să nu te prefaci din operator în instrument al fantasmelor.
Lucrul acesta însă se întâmplă, în mod evident. Iată, legat de forța aceasta a magiei pe care se practică astăzi prin mass media astăzi. Ce spune Giordano Bruno, lucrarea Sigillus Sigillorum. Recomandă afișilor memoriei să producă fantasme voluptoase. Excitați-vă, le spune el aproape textual magicienilor, popoare cele mai predispuse la plăceri erotice și la ură cele mai active în practicarea magiei. Tot este legat de practicarea magiei. Dar se vede ce spun Sfinții Părinți. Bine, Sfântul Grigorie Sinaitul spune în mod clar că în spatele oricărei relațiuni păcătoase se află lucrarea demonilor. Gândurile păcătoase, zice el, sunt rațiunile dracilor și înainte mergătoarele patrii. Precum rațiunile și chipurile satanilor. Este cu neputința a face vreun bine sau vreun rău, dar nu este momit întâi gândul tău, căci gândurile este miștarea fără chip a momentului unor lucruri oarecare. Materia lucrurilor naște gânduri simple, iar momeala drăcească păurește pe cele rele. Deci gândurile și rațiunile firești se prosecăți de cele potrivnice fire, firici de cele mai văzute fire. El sublinează că absolut orice fel de lucrare păcătoasă, spatele oricărei fantasme se află de mâini. Dracii plăcerii voluptății, spune el, se apropie adeseori ca foc și cărbune aprinși, că duhurile iubitoare de plăcere aprind partea poftitoare a sufletului. Iar pe cea cugetătoare o întunecă, zăpăcindu-o. Fiindcă plăcerea patimilor e pricină de ardere, de zăpăceală și de întuneric. Noaptea patimilor este întunericul neștiinței. Sau iarăși, noaptea este împărăția în care se nasc patimile. În ea împărățește stăpânul întunericului și umblă duhurile care iau chip ca fiarele codrului, ca păsăle cerului și ca dărătoarele pământului, căutând să urle și să înrăbească, să ne mănânce. În realitate, cei care într-adevăr consumă lucrurile acestea sunt foarte neliniștiți. Asta vă spun așa din discuțiile care am avut-o, au o tulburare anume, au stări de anxietate. De multe ori, pentru că nu rezistă apropierii de care vorbesc Sfinții Părinți a demonilor, pentru că prin toate patimile acestea demonii se apropie de minte și mintea nu e prietenă cu el. Deci, indiferent de mintea omenească, pentru că nu e de o fire, nu este făcută după asemănarea demonului și a lui Hristos, ea se tulbură. Și tulburându-se, de cele mai multe ori omul se întoarce către respectivul păcat, respectiva patimă, pentru a anestezia puțin tensiunea aceea a dictatului pe care l-au demonii. Cu cât omul începe și intre pe calea aceasta, să zic, a lucrării, cu atât devine mai mult robit de puterea celui rău. Mintea se întunecă, cu adevărat se întunecă. A mai fi multe de spus, dar despre târziu și o să încep să sfârșesc cu acest lucru. Deci trebuie înțeles că cei care au consumat lucrurile acestea, pornografie în general, ani de zile ea rămâne în mintea omului. Am cunoscut oameni care după 5-6 ani aveau scăpat de imaginele respective și trăind departe de lume și așezați în rugăciune. Ele rămân în noi. Nu pleacă niciodată. Cei care consumă trebuie să știe că vor rămâne până la moarte cu ele înăuntru minții. Însă e diferență între puterea pe care o au acum sau în momentul în care omul este împătimit și puterea pe care o vor avea atunci când se despătimește. Când se despătimește, înseamnă când se lepădă apă de acel lucru. El rămâne acolo și Harul lui Dumnezeu poate proteja să nu mai fie activ în mintea lui, să nu mai stăpânească. Dar el rămâne și de multe ori smerește mintea. În cazul este, cu pornografia de astăzi, cum n-a fost de când din lumea aceasta, că ea înlănțuie mintea și o colonizează cu situații de viață reală, contexte reale din viața noastră. Și atunci foarte greu, pentru că ajungând în contextul respectiv, mintea automat evocă patima, evocă excitația, desfrânarea. Și omul își pierde libertatea. Nu mai poate fi stăpân pe propria minte. Tot citind astăzi din Sfântul Grigorie, care mi-e place foarte mult, în general Filocalia au comenzat cartea de căpătâi, Părintele Semiloae în spital fiind în ultimile sale zile, Cornel Coman a fost acolo, diaconul, și zice, mi era prieten de atunci și mergeam la Părintele, îl cunoșteam, mi-a zis Părintele așa, nu mai luați de unde, de la început, luați-o de unde am rămas, dar am lăsat eu.
Cea mai importantă carte asta pe care vă recomand și scris Filocalia. Și într-adevăr, nu cred că există, în afară de Evanghelie, o carte în care să existe un profit și un progres duhovnicesc mai mare decât lectura Filocaliei. Măcar atât să rămânem în seara asta aici. Nu mai de mult m-a întrebat cineva, mi-a cerut o bibliografie științifică privind lucrările pe care le-am făcut de-a lungul timpului și i-am spus, luați și știți Filocalia de la 1 până la 10, 12. Și era la telefon și a credea că eu fac mișto de el, nu făcea mișto de el. Am convingerea că cel care citește Filocalia și iluminează Dumnezeu mintea prin cuvintele Sfinților Părinți, va înțelege mult mai ușor rațiunile lucrurilor și va putea, cu mintea respectivă, să înainteze mult mai ușor chiar cercetare, orice fel de cercetare. Pentru că, până la urmă, determinează Dumnezeu. Și spune așa Sfântul de Igorie. Începutul și pricina gândurilor, pentru că în vremea lucrării patimilor, spune mai întâi, unele gânduri merg înainte, alte urmează. Gândurile premerg nălucirilor. Nălucirile sunt fantasmele de care am vorbit până acum. Sfinții Părinți ne mai ziceau și năluciri. Unii este o fantasma ta, fantezia sau nălucirile în limba română. Curianu și a fost la aducerea făcută în fantasma. Iar patimile urmează. În ce privește pe draci, patimile premerg acestora. Iar dracile urmează lor. Începutul și pricina patimilor este reaua întrebunințare, care se bazează pe falsele reprezentări din mintea noastră. Cei care au reprezentări false, în loc să folosească cum trebuie aurul, sunt obsedați de el și îl omoară omul pentru a-l obține. Sau cei care, în loc să se folosească, să se relaționeze la femeie cum trebuie, doresc să o posede. Deci, începutul și pricina patimilor este reaua întrebunințare. Ale relei întrebunințări este schimbarea rea. Ale schimbării este aplicarea deprinderii, voinței. Mijlocul de cercare a voinței este momeala. Pricina momelii sunt draci, îngăduiți de providență, ca să ne arătăm libertatea noastră. Și spune așa, începutul și pricina gândurilor, care sunt la început, logismi, în limba greacă, este împărțirea prin neascultare a amintirii sfinte și unitarea omului. Prin aceasta a pierdut și amintirea de Dumnezeu. Căci făcându-se din simplă compusă și din unitate prelubită, și-a pierdut unitatea împreună cu puterile ei. Spune Sfântul Isaxierul, mi se pare, da, Sfântul Isaxierul, că începutul tuturor patimilor este împrăștirea minții. Și vorbeam astăzi cu cineva, cu una din mare probleme ale omului contemporan, este calea cea largă. Știți, acolo, când au venit Satana la Mântuitorul, îi spune, vezi lumea asta, și asta toată ți-o dau ție, nu mai întrebă mie. Ecranul ce face? Nu face decât să ne oferă o deschidere extraordinară către întreaga lume. Ne satisface, zicem noi, curiozitatea. De fapt, este calea cea largă. Calea cea largă care înseamnă cât mai multe plăceri, măcar plăcerea de a vedea. Cât mai multă știință, cât mai împrăștiată minte. Asta o cale varlamistă, că tot ne apropiem de Duminica Sfântului Iliore Palama. Pentru că Varlam spunea, cu cât crești cantitatea informațiilor, cu atât te apropii mai mult de Dumnezeu. După el ăsta care este conectat toată ziua la internet, era un sfânt. Sau oricum era candidat la Sfințenie. Și Sfântul Iliore Palama spune, nu, cel care își unește mintea și coboară în inimă, unitar și o simplifică, în simplitate, acela îl cunoaște pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este unul. Este unul și mintea, în momentul în care se împarte, nu poate să cunoască pe Dumnezeu. Deci cred cu tot din adinsul, eu scriu foarte mult și citesc mult, mai cu seamă în domeniul științific. Însă mintea mea suferă pentru că trebuie să o împartă în multe. Însă în același timp, nu văd niciodată televizor, nu citesc ziare, nu ascult radio, nu intru pe site-ul, nici măcar pe cele ortodoxe, pentru că orice prăștiere înseamnă o risipire și nu permit să o am. Mă uitam la Billy Gates, nu la Billy Gates, la asta la Zuckerberg, ăsta care e cu Facebook. Poartă în același tricou, un tricou gri. Și la un moment dat, trimite cineva un mesaj, spune el, ce dumneavoastră, dar mai tai un singur tricou? Nu. Am multe tricouri, dar toate sunt gri. Și zice, de ce? Pentru că nu vreau să pierd, să consum energia cu lucruri inutile. Sunt studii de ritmuri făcute pe stres, care arată următorul lucru. Orice schimbare în viața noastră produce un stres. Chiar și schimbarea hainelor. Pentru omul care este super stresat astăzi, nici măcar schimbarea hainelor nu mai favorizează. El știe bine lucrul acesta, pentru că la un anumit nivel încolo, în elită, lucrurile sunt cunoscute. Oamenii și-au să-i joacă. Elita nu-și crește copiii nici cu un smartphone, nici cu tablete, nici cu un calculator. Asta nu mai, iertați-mă, prostime.
Mergeți la Harvard, mergeți la Oxford să vedeți că studenții de acolo n-au cunoscut așa ceva în copilărie. Foarte puțin. Însă, cu cât e omul mai redus, iertați-mă că trebuie să o spun, condiția bunăstării și a inteligenței și a demnității sale este gradul de tehnologizare a copilului și a vieții sale de familie. Asta este. Asta e o concepție, din păcate, sunt dur, sunt puțin, dar asta e realitatea. Asta e o concepție subculturală. Cei mai mari consumatori, în general, de medie, video, de televizor, sunt popoare subdezvoltate. Și faptul că România a ajuns astăzi să aibă între cele mai mari medii de expunere la ecran, 4-5 ore pe zi, ca medie, arată care este nivelul cultural și intelectual al poporului nostru ora asta. Din ce în ce mai redus. Sigur că nu mai au de muncă, nu mai au una alta, însă televizorul a devenit principalul izvor de adevăr, izvor de viață, izvor de emoții și până la acolo e viața lor. Și dacă îi deprivezi de televizor, intră în sevraș. Dacă îi deprivezi pe copii de jocuri pe calculator, intră în sevraș. Apropo. Cunosc, pentru că sunt într-o poziție anume, vorbesc pe lucrurile acestea și mă sună părinți din toată țara, disperați. Ce să fac copilul? 14, 15, 16 ani. I-a tăiat internetul, i-a dat ceva în cap. Îl bate pe părinte zilnic, își bate mama zilnic. Și mama nu poate să sună la poliție. Trebuie să-l arde. Și am întrebat-o, cine a cumpărat calculatorul? Cine a dat conexiunea la internet? Cine? Deci, din păcate... Deci, de asta vă spun. Faceți tot posibilul să vă uniți mintea. Nu vă expuneți inutil, pentru că orice expunere la media este o formă de manipulare. Atât de puternic s-au dezvoltat tehnicile de manipulare astăzi prin imagine și cuvânt, încât noi nu putem să le identificăm și să le controlăm. Narațiunile sunt mai puternice. Dacă vezi o narațiune, mintea ta imediat o va urmări. Sunt niște mecanisme automate, bazate pe empatie, bazate pe proiecție, bazate pe identificare, pe căutarea de modele. Vrei să fii cineva, vrei și nu să ne afirmăm în lumea asta, să punem niște lucruri care sunt, să spunem, foarte de înțeles, foarte rezonabil. Dar ei le folosesc și le folosesc împotriva noastră. Încet, încet, ne deslocuiește propria subiectivitate și, din păcate, vă văd lucrul acesta cu durere, vă spun. N-am venit cu mult optimism, cu multă durere să vă spun că văd că lumea aceasta astăzi se desubiectivizează. Nu mai suntem subiecte personale, nu mai vrem să fim subiecte personale. Toată lumea este cu smartphone, stau 2, 3, 5 și toți copiii sunt pe rețele socializare. Câți de aici care pleacă, nu se intre pe socializare, pe rețea, să vadă ce mai trimis, cât are sau cât are pe Facebook. Câți? Din păcate, asta este realitatea. Și spune Sfântul Iurie Sinaitul și cu asta închei, înainte de a lăsa să puneți întrebările, să da cuvânt. Tămăduirea amintirii, pentru că problema este amintirea. Problema pornografiei și toate păcatele, amintirea, mărăcirea, acestea care revin și pe mașină. Revin și te stăpânesc, revin și te chinesc. Tămăduirea amintirii este întoarcerea de la amintirea rea, născătoare de gânduri stricătoare, la starea ei simplă de la început. Căci neascultarea unui alt păcatul nu a stricat numai amintirea simplă a sufletului față de bine, ci și toate puterile lui, întunecând dorințele firești ce tindeau spre virtute. Dar amintirea o tămăduiește, ridicând-o de la starea contrară a firii, la cea mai presus de fire, în mod principal, pomenirea stăruitoare a lui Dumnezeu, întărită prin rugăciune și străbătută de Duhul. Din toată experiența pe care am avut-o în ultimii ani privind patimile acestea despre care am fost nevoit să scriu, să vorbesc și să... A fost că aproape că n-am văzut om să scape de consumul de pornografie fără spovedanie deasă, săptămânală, și fără lucrarea rugăciunii, de trezvia minții. Vedeți, biserica tot vorbește despre o psihoterapie. Știți că biserica, scopul bisericii, este unul de terapeutie în greacă, denumirea, de sanatoriu, de spital duhovnicesc. Asta e biserica, asta e scopul bisericii. Scopul bisericii este să vindece bolul de păcat ca să poată mântui. Asta este, nu-i altul. Noi nu putem mântui, adică nu poți să iei din împărăție cu haina aceasta pe care o ai. Despre care vorbeam mai devreme, Sfântul vorbim despre deprinderea aceasta. Că toate acestea devin deprindere și cu ele nu poți să intri. Și atunci trebuie să te schimbi. Cum? Prin metanoia. Cum faci metanoia? Ne învață Sfinții Părinți. Legând totdeauna
lucrurile acestea pătimașe de gândul la moarte. Și ce zicea Clint și ție de americani? Metoda pe care a descoperit-o ei în a-l elibera pe individ de fantasmele pornografice era să îl îndemne pe acesta, pe consumator, că atunci când îi vine în minte o imagine pornografică care creează, ce face pornografia imaginea? Creează excitație și prin excitație atrage către consum sau către descărcarea onanistă. Se spune pur și simplu când apare, asociază-o cu un gânda care umblă pe tine, pe pielea ta. De ce vreau să facă? Să producă o asociație pe creier între imaginea pornografică și un gând neplăcut. Vedeți, Sfinții Părinții au spus un lucru mult mai profund. Asociază toată lumea aceasta de gândul la moarte. De gândul la faptul că viața se termină. Urmează boala. Tinerii aceștia săraci și-au cunoscut mulți 25, 30, 35 de ani făcuți praf pe dinăuntru. Praf. Și psihologii, de multe ori și organii. Îmi veneau și spuneau, mă dor genunchii, mă doare spatele, ca la carte. Mă doare ficatul. Am probleme, am amețeli, nu mai gândesc bine. Spuneau un băiat, după 2 ani de consum de pornografie, mi-am distrus creierul în Craiova. Nu mai pot să zici, mie nu se creze din subiile procedite, totuși, nu, să știți că așa este. 2 ani am consumat și nu mai pot să mai gândesc, nu mai am atenția la ei. Am cunoscut nu știu câți tineri care mi-au spus că ani de zile de consum masiv, compulsiv, le-a afectat major. Este foarte greu de revenit. Însă, din punctul meu de vedere, tot ceea ce învață Biserica, de la spovedanie de astăzi, Sfânt Apăr Fășanie, până la Doamne Iisuse, rugăciunea și gândul la moarte, este esențial și te pot ușor să le elibereze pe om. Pentru că pot să, prin lucrarea Harului, pot despărți, cel puțin de lucrarea demonică. Sigur că eu recomand sportul. Recomand sportul, ridică stima de sine. Recomand o alimentație în care să fie cât mai puțin hormoni și cât mai puțin chimizată și cât mai puțin excitantă. Mai este nevoie de aminoacizi și de vitamine pentru că creierul este obosit, organismul obosit. Este intoxicat cu propriile noastre produse de propriile noastre organe. Intoxicat și trebuie să revină la normal. Deci toate lucrurile trebuie făcute. Dar dacă plecăm, măcar de la, pentru că zic că nu le poți face pe toate. Unii zic, Doamne, nu mă pot spovedi. Eu măcar aleargă, Doamne. Ești aleargă. Nu pot nici sare. Zic, eu știu, fă și tu un tratament. Ia niște vitamine. Niște vitamine, dacă ești, băi, niște vitamine, ia niște vitamine. Beu, complet, amare să fie. 7, 5, 100 de miligrame pe zi, cel puțin. O să nu care să-ți interesează creierul, să-ți dea stare, pentru că sunt asociate. Creierul este afectat major în structurile lui, în funcționarea lui. Deci nu sunt glume. Deci nu sunt glume. Eu știu, dau seama ce suferințe este, că am oprit cu mulți oameni. Și nu scap ușor de repede. Dar dacă, măcar aici, primești totul, toată durerea, toată suferința, ca din mâna lui Dumnezeu, Doamne, pentru păcatele mele, dacă te spovedești și încerci să faci lucrarea aceasta lăuntrică, încet să întoșească sufletul și până la urmă să iese totul. Sigur că asta nu pot să spun în altă parte decât la Facultatea Teologiei, că îmi iau drept nebun. Trăim într-o lume în care, și dacă le demonstrez că e așa, pe date, vezi fizician. Dacă fac un experiment și constat că e așa, și dacă întâlnesc 50 de oameni și din 50 constat că 47 s-au vindecat în spovedanie și ei la 3 nu pentru că nu s-au spovedit, zic, da, domnule, funcționează. Deci e o chestie științifică, obiectivă. Dacă vreți experiment, asta este știința. Observație, teorie, experiment. Dacă se verifică, faci o nouă teorie, o dezvolți, asta este știința, nu este altceva. Dar lumea asta nu mai vrea să creadă. Pentru că este lupta asta teribilă împotriva lui Dumnezeu, care se duce astăzi și că împotriva propriilor. Dar nu împotriva propriilor, împotriva lui Dumnezeu. Să nu ne amăcim. Că noi nu suntem cum trebuie preoți sau laici, este adevărat. Că nu suntem nepoticioși și că nu dăm o imagine pe care trebuie să dăm biserici, este adevărat. Din păcate. E foarte adevărat. Că noi nu știm nici măcar ce e aia psihoterapie ortodoxă, adică să te vindeci, să se îndrepte mintea asta. Metanoite, să schimbi mintea, este adevărat. Dar dincolo de asta, există la ora această ofensivă teribilă împotriva lui Dumnezeu, care se desfășoară prin toată mass media. Pentru că cei care controlează mass media, controlează reprezentările. Cei care controlează reprezentările, controlează conștiința oamenilor. Astfel că masa critică astăzi tinde să refuze din principiu biserica, pentru că încet, încet așa au fost sau sunt condiționați să gândească. Condiționați, nu învățați. Condiționați. Condiționarea, pentru aceste condiționare, nu se folosesc mijloace raționale.
și mijloace perverse, subliminale, în sensul că n-ajung la conștiință, cum e și pornografia, ea nu trece prin neocortex întâi să-mi spună, da, domne, nu e bun, nu trebuie asta. Și duce întâi la zona amigdaliană, care răspunde de emoție, de trăiri instinctuale și mai departe, de instinct. Și spune, a, e minunat, uite, mi-a produs excitație. Păi și normal te-a produs excitație, pentru că o societate normală nu vedea un om dezbrăcat decât în intimitatea camerei. Nu-l vedeai pe stradă sau nu-l vedeai pe un ecran pas. Asta este ceva, o inovație, lumea modernă, aceasta extraordinară. Deci, lasă loc întrebărilor, vă mulțumesc.